Peste 6.000 de elevi din județul Maramureș au participat vara trecută la 150 de tabere organizate atât la nivel de parohii și protopopiate, cât și la nivelul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Datele au fost prezentate astăzi în cadrul consfătuirii anuale a profesorilor de religie. Întâlnirea a fost organizată de sectorul teologic-educațional al eparhiei la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Profesorii de religie care își desfășoară activitatea didactică în învățământul preuniversitar în școlile din județul Maramureș au participat astăzi la întrunirea metodico-pedagogică anuală. Ședința s-a desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. Județul Maramureș are un număr de 61.000 de elevi în învățământul de stat preuniversitar, din care 51.000 urmează ora de religie, deci 81% sunt ortodoxi. 116 catedre, din care 100 de catedre întregi, titulari. Avem 116 catedre care sunt păstorite de profesorii de religie, coordonați de inspectorul de religie, părintele profesor dr. Marius Nechita. Ne bucurăm din suflet și pentru toate activitățile. A fost 1 iunie, s-au adunat 500 de copii și tineri în fața catedralei de ziua copilului, 150 de elevi la reuniunea organizată la nivel metropolitan, la Bistrița. Au fost și multe alte activități în afară de tabere și școli de paroși. Este ziua tinerilor ortodoxi, Sfântul Arhidiacon Ștefan, când se exprimă atât de autentic și frumos prin colin, prin portul pe care îl poartă și graiul pe care îl vorbesc și colindul pe care îl colindă. În cadrul ședinței au fost discutate aspecte de ordin administrativ și au fost aduse în atenție programa școlară actuală și calendarul cercurilor metodice. Consfătuirile județene au debutat cu o rugăciune rostită de către Preasfințitul Iustin pentru profesori și elevi, după care părintele consilier pe probleme de educație din cadrul centrului eparhial a prezentat profesorilor de religie din Maramureș importanța relației centru-eparhial și școlile din episcopia noastră, după care am făcut împreună o diagnoză a procesului educațional a anului trecut. S-a făcut o analiză SWOT în care am scos în evidență punctele tari și punctele slabe, s-au făcut și câteva recomandări pentru viitor, de asemenea am identificat prioritățile pentru anul școlar în curs. Am primit binecuvântarea pentru un an nou școlar, în care ne dorim ca să fim la fel de eficienți și mult mai eficienți ca anii trecuți. Dorim tuturor cadrelor didactice mult succes în noul an. Rolul profesorului de religie este deosebit prin propriul exemplu. Trebuie să punem în inima copilului acea învățătură de credință care să-l ghideze pe tot parcursul educațional în a face cât mai multe fapte bune și a iubi pe Dumnezeu și pe aproapele. Prețuim cuvintele pe care Preasfințitul Părinte Iustin ni le-a adresat. De asemenea, ne apreciem și implicarea episcopiei în toate activitățile care s-au desfășurat în școlile noastre. Elevii noștri, de la cei mai mici până la cei mai mari, participă la slujbele catedrale episcopale și de asemenea la slujbele din parohiile din care provin. La finalul ședinței, profesorii de religie și ierarhul au vizitat șantierul grădiniței Maica Domnului, Împărăteasa Îngerilor. Lucrările au început luna aceasta, iar instituția va funcționa în curtea parohiei Nașterea Domnului din Baia Mare.